prim viceguvernatorul BNR, domnul Florin Georgescu, spunea că sunt societăți dintre astea zombie care nu doar că nu declară profit, dar au capitaluri negative, cam 360.000. În 2022, anul ăsta, domnul Isărescu, guvernatorul de data asta BNR, a reluat această temă și a descoperit că sunt 401.000 astfel de societăți zombie. Ce spune domnul președinte este mult mai grav și este mult mai amplu, pentru că nu avem legislație, e bine că e aici Ministerul Justiției să audă lucrul ăsta, care să asaneze mediul economic de aceste societăți zombie. La nivelul presei occidentale se vorbește despre faptul că, continuând să existe aceste societăți zombie și să fie susținute de stat, se ajunge la o contaminare a celorlalte societăți care nu sunt zombie, care sunt sănătoase, care fac față cu greu crizelor și care fie vor spune, da, de ce să fac eu eforturi în condițiile în care ceilalți nu fac? Pe de altă parte, vor spune, da, e o chestie de concurență neloială, dacă suntem în aceeași foală cu cei care nu plătesc niciodată taxe și impozite, pentru că au pierderi care sunt reale sau fictive. Îi dau cuvântul acum domnului secretar de stat la Ministerul Justiției, Roxana Simona Momeu.